chiar dacă e de periculos să mergi pe carosabil, totuși e recomandabil. Nu știu de ce polițiștii patrulează cu bicicleta pe trotuar. Ei pun în pericol viața. Salut! Nu e așa că nu e recomandat să mergi cu bicicleta pe trotuar? Vasile Fotescu e șeful Asociației Bicicliștilor Amatori. Ia uite, poliția patrulează nu știu de ce pe trotuare. Le-a desenat Dorin Chertoacă pistele celea roz și le-a luat în serios. Nu-s marcate și-s periculoase, că merg pe pietoni pe acolo, câini, copii, bătrâni. Am uși să-și ieși unul și-ți iese în cale. Ele trebuie să intre ca și obligație. Deci el nici nu e marcat, nici nu e indicat că este locul. De acord, eu tot așa cred. Probabil nu cunoaște regulile de circulație, săracul polițist, de merge pe carosabil, merge pe trotuar și nu îndrăznește să iasă pe carosabil ca Brega și ca Vasile Fotescu.